Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul! Aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să am un mesaj din Predica de pe Munte, de la Matei, capitolul 6, începând cu versetul 9, și pentru că acest mesaj este de fapt o rugăciune rostită de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vă invit să vă ridicați în picioare și să rostim împreună această rugăciune pe care o rostim de foarte multe ori. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi, nu ne duce în ispită și ne izbăvește de cel rău, căci Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumesc. Ne-am mai dezmorțit puțin. Trăim într-o țară binecuvântată, să știți. Dacă dimineața la ora 5 pornești radio România Actualități, radio național, o să vedeți că programul începe cu rugăciunea Tatăl nostru. Și acum, fiind școala online, am fost de câteva ori acasă și l-am surprins pe băiatul cel mic la ora de religie și am văzut că încep ora de religie spunând rugăciunea Tatăl nostru. În școlile noastre se mai spune rugăciunea Tatăl nostru și încă e foarte bine. Nu în multe țări se mai poate întâmpla așa ceva, vreau să vă spun. Cred că este cea mai rostită și mai cunoscută rugăciune de pe tot pământul aceasta, rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Dar haideți astăzi să ne uităm puțin la această rugăciune și vis-a-vis de această rugăciune să ne analizăm viața noastră de rugăciune, modul nostru de rugăciune. Dacă citim în continuare textul pe care l-a citit fratele Emi, eu înțeleg că Domnul Iisus Hristos dă aici un exemplu de cum să ne rugăm, un exemplu cum să fie structura rugăciunii noastre și care să fie conținutul rugăciunii noastre. Fratele Emi spunea săptămâna trecută despre subiectul rugăciunii și primul gând care cred că putem să-l învățăm din ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos în Predica de pe Munte, este că trebuie să ne rugăm mai mult. Ne rugăm așa de puțin. Iar dacă rugăciunea este respirația creștinului, așa cum se spune, înseamnă că foarte mulți dintre noi, și vorbesc în primul rând de mine, suntem cu densitatea oxigenului sub 50 și avem nevoie de mască chirurgicală ca să trăim din punct de vedere spiritual. Fratele Vasile știe și nu-i plăcut. Apoi, în ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe astăzi mai departe, Dumnezeu vrea să ne învețe cum să ne rugăm, ce să ne rugăm și cum să venim înaintea lui Dumnezeu prin acest model care este rugăciunea Tatăl nostru. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, la un moment dat, uitându-se la învățătorul lor, la Domnul Iisus, au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Trebuie să învățăm să ne rugăm, dragii mei. Învățăm să facem atâtea lucruri ca să ne perfecționăm în tot ceea ce privește munca noastră sau cum să cântăm sau cum să, nu știu, să dezvoltăm o afacere, un business. Și trebuie să învățăm și cum să ne rugăm. Dar mai întâi trebuie să avem ce să învățăm în viața noastră, să avem rugăciune și pe urmă vom putea să ne și perfecționăm. Dacă ne uităm cu atenție, vedem că rugăciunea aceasta este structurată pe niște etape. Am rostit-o de atâtea ori, nu știu când am stat să ne gândim, să vedem despre ce este vorba aici. Mai întâi vedem că rugăciunea creștinului, după voia lui Dumnezeu, începe cu o închinare înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
Învățăm cum să ne adresăm lui Dumnezeu și cui ne adresăm de fapt. Și Domnul Iisus Hristos a făcut o revoluție în a se ruga evrei. A venit și a spus, când vă rugați să-i spuneți lui Dumnezeu Tată. Este un apelativ frumos, este modul în care se adresea copilul evreu tatălui său, Aba, adică tată, tăticule. Asta ne arată că putem să venim înaintea lui Dumnezeu destul de ușor, destul de aproape de El. Toți suntem fii lui Dumnezeu prin creație, dar întrebarea este, oare este cu adevărat Dumnezeu Tatăl meu? De foarte multe ori spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, dar tu ești Fiul lui Dumnezeu? Te-ai născut din nou, cum spunea fratele Traian Dorz? Ai pășit pe calea aceasta nouă și vie și trăiești împreună cu Domnul Iisus Hristos această frumoasă experiență de Fiu al lui Dumnezeu? Ne ascultă pe toți Dumnezeu, dar aș vrea să ne întrebăm când ne rugăm, oare cât de asemănător suntem cu Domnul Iisus Hristos, cât de mult ne putem identifica cu titlul acesta de copii ai lui Dumnezeu, de oameni care ascultă de Dumnezeu, de oameni care caută să-i facă voia lui Dumnezeu. Dar în același timp ne rugăm unui Dumnezeu care nu este lângă noi, este sus în ceruri. Ne rugăm unui Dumnezeu atotputernic, unui Dumnezeu sfânt, sfânt, de trei ori sfânt. Și trebuie să venim la începutul rugăciunii noastre să ne gândim la Dumnezeu, să știm înaintea cui venim. Cei care ați mai prins frați mai în vârstă, știți cum își începeau ei rugăciunile? Spuneau, Doamne, Tu care ai ochii ca para focului. Ați auzit expresia aceasta? Între Estea, în Buciu, în Șemeni, o auzeam. Doamne, Tu care ești înconjurat de ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Doamne, Tu care ești de trei ori sfânt, înaintea Ta venim. Atunci când stăm și medităm puțin, înaintea cui ne ducem cu rugăciunea, înaintea acestui Dumnezeu atotputernic, dragii mei, nu facem altceva decât ce trebuie să facem noi ca și fii al lui Dumnezeu, să ne închinăm, să-i aducem slavă, să lăudăm pe Dumnezeu. Doamne, Tu ai creat cerurile și pământul, marea și izvoarele, toate sunt ale Tale, înaintea Ta vin și important, dragii mei, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-L lăudăm mai întâi, să-L slăvim și să știm că-și venim înaintea unui Dumnezeu atotputernic, ca și fii ai Lui, dar totuși să păstrăm reverența și respectul față de acest Dumnezeu înaintea căruia venim. Sfințească-se numele Tău! Este de fapt o dorință noastră ca slava lui Dumnezeu să fie cunoscută în lumea aceasta. Este o dorință noastră ca Dumnezeu, care oricum este sfânt, fie că eu îi spun sau nu îi spun lucrul acesta, dar eu vreau ca să se sfințească numele Lui, persoana Lui, în mine, în cei din jurul meu, în cei printre care trăiesc eu și să doresc lucrul acesta. Eu am văzut așa primul pas în această rugăciune, în modelul care ne învață Domnul Iisus Hristos, să venim cu laudă, cu reverență, să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu și să ne cutremurăm. Ne ajută să citim un psalm, poate. Ne ajută să citim cartea Apocalipsa și să vedem unde este acest Dumnezeu înaintea căruia ne rugăm noi. Apoi, mai departe, Domnul Iisus Hristos ne învață căci cauza lui Dumnezeu are prioritate. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Trebuie să învățăm să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru lucrurile duhovnicești mai întâi, dragii mei. Ca și fii ai Tatălui nostru care este în ceruri și ca și Domnul Iisus Hristos, noi trebuie să dorim ceea ce dorește Dumnezeu. Domnul Iisus a venit pe pământul acesta și am auzit nu de mult Evanghelia aceasta când și-a început misiunea. Ce a spus? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape. La începutul predicii de pe munte, prima fericire a fost ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Domnul Iisus Hristos a venit ca să instaureze împărăția lui Dumnezeu pe pământul acesta,
pe care este o altă împărăție. Voia lui Dumnezeu a fost ca să-L facă împărat pe Domnul Iisus Hristos, peste împărăția Lui, peste viața mea, peste viața dumneavoastră. Și atunci noi, atunci când ne rugăm, dragii mei, trebuie să avem mai întâi de toate în rugăciunea noastră să cerem ca Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui în viața noastră și în jurul nostru. Atunci când ne rugăm, nu știu, de câte ori ne rugăm pentru propășirea noastră duhovnicească, pentru răbdarea noastră, pentru ca Dumnezeu să ne mărească dragostea față de frați, pentru ca să ne dea înțelepciune, să alegem ce este bine și ce este rău în lumea aceasta. Eu cred că facem lucrul acesta, dar de foarte multe ori venim și ne grăbim poate. Îl lăudăm pe Dumnezeu și trecem la cereri, la cerele noastre personale. Haideți să învățăm astăzi și să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă puțin este înaintat timpul, vreau să vin cu două exemple înaintea dumneavoastră, să vedem cum se rugau primii creștini. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, spune așa, Petru și Ioan la ai lor. După izbăvirea lui Petru și a lui Ioan, s-au întors la ai lor și la primii creștini, la biserica primară, și au spus o rugăciune. Și au zis așa, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintele nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Și acum să vedem cererile lor. Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăsneala și întinde-ți mâna ca să facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Dragii mei, puteau să ceară și ei, Doamne, Te rugăm să ne protejezi, da? Cum ne rugăm noi. Doamne, Te rugăm să îi îndepărtezi pe acești prigonitori, să nu cumva să ne facă vreun rău, să ne păzești viața noastră, integritatea noastră. Nu s-au rugat așa, dragii mei. Pentru că aveau în vedere propășirea împărăției lui Dumnezeu. Și au spus, Doamne, uită-te, s-au împlinit lucrurile din Cuvântul lui Dumnezeu, au venit cu citate din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i greșit să venim în rugăciune cu citate din Cuvântul lui Dumnezeu. Frații în vârstă veneau cu versete și îi aduceau aminte lui Dumnezeu, ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie să facem și noi. Ei au venit și au spus, Doamne, uită-te la amenințările lor, dar nouă dă-ne putere duhovnicească ca să vestim Cuvântul Tău. Să nu ne oprim, să ne ducem mai departe, să ne împlinim menirea. Cred că avem mare nevoie să ne rugăm în felul acesta, dragii mei. Și personal, și când ne adunăm, să căutăm motive duhovnicești care să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru lucrare, pentru propășire, pentru izbândă, pentru ca Dumnezeu să miște inimile, așa cum am auzit în mesajul fratelui Andrei, pentru ca acele lucruri care nu trebuiau să fie, să nu mai fie în mijlocul nostru. Apostolul Pavel bisericii din Filipi le spune așa, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să descoperiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați. Mă rog să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos și mă rog ca să fiți plini de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Iată pentru ce se ruga apostolul Pavel pentru o biserică, pentru adunarea din Filipi. Să crească în dragoste, să nu se potignească, să fie perseverenți, să-și ducă cu bine lucrarea până la sfârșit. Cred că Dumnezeu ne învață astăzi să ne cercetăm rugăciunea noastră. Și atunci când stăm pe genunchi, să căutăm să avem o prioritate în viața noastră, în a ne ruga duhovnicește mai întâi, lucrurile duhovnicești, să dorim pace, să dorim propășire, să dorim putere, să dorim har de la Dumnezeu. Și apoi, în rugăciunea Tatăl nostru, pe urmă, în versetul 11, spune așa, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.
Apoi abia în al treilea rând, aici așa apare, poate să fie al patrulea rând, apare rugăciunea pentru propriile noastre nevoi, pentru nevoile noastre pământești și trupești. Nu este greșit să ne rugăm pentru sănătate. Nu vreau să spun lucrul acesta. Nu e greșit să ne rugăm pentru pâinea noastră cea de toate zilele, ca Dumnezeu să ne ocrotească, ca Dumnezeu să ne ajute în munca noastră, în jobul pe care îl avem, în locul de muncă, să ne-l păstreze, să meargă bine. Nu e greșit lucrul acesta. Dumnezeu e preocupat și de partea aceasta. Dar să nu inversăm lucrurile și să ne trezim că și ne rugăm, cum spunea fratele Trean Dorz, să-mi dai, să-mi dai, să-mi dai. Să te duci, Doamne, în spitale, să te duci la săraci, să te duci, să-mi dai, eu să primesc numai. Rugăciunea Tatăl nostru nu este structurată așa. Se orientează spre voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca voia lui, precum în cer, să se facă și să fie și pe pământ, să se răspândească voia lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și apoi, în al treilea rând, Dumnezeu așteaptă să venim înaintea Lui și să ne rugăm pentru nevoile noastre pământești. În Cărarea Tinereții Curate, fratele Traian Dorz, la subiectul rugăciunii pentru tineri, dar merge și pentru orice frat, spune, ne dă niște sfaturi acolo și spune, roagă-te pentru cei din jurul tău. Roagă-te și ia-i pe rând, pe fiecare, pe cei din jurul tău, pentru părinții tăi, pentru frații tăi, trupești și duhovnicești, pentru colegii tăi. Și roagă-te pentru ei, adu-i înaintea lui Dumnezeu cu problemele lor. Și spunea la sfârșit, nu-i nicio problemă dacă te uiți pe tine. Dacă te rogi numai pentru ei și ai uitat să te rogi ceva pentru tine, nu-i nicio problemă. Pentru că sunt oameni care nu-i cer lui Dumnezeu lucrurile acestea. Sănătate, cum să zic, neapărat o protecție așa exagerată, tot timpul să avem în vedere, să amintim lui Dumnezeu, să nu cumva să ni se întâmple ceva. Anticipez puțin, la sfârșitul capitolului 6, spune, nu vă îngrijorați, dar zicând ce veți mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Știți ce înseamnă aceasta? Să ai încredere în Dumnezeu. Să ai încredere că și Dumnezeu, care-i Tatăl tău, știe că îți trebuie mâncare, că îți trebuie îmbrăcăminte, că îți trebuie un adăpost, că ai nevoie de pază și te ocrotește. Și oameni mari ai rugăciunii au lăsat lucrurile acestea în mâna lui Dumnezeu ca să arate credința care o au în Dumnezeu. Doamne, Tu le știi toate acestea, eu cumva am timpul de rugăciune pentru alții, pentru lucrarea Ta și vreau ca tot timpul să fie pentru, toată rugăciunea mea să fie doar pentru lucrurile acestea. Domnul să ne înțelepțească și să ne învețe cum să ne rugăm și care să fie ordinea și prioritatea în rugăciunea noastră. Și nu în ultimul punct, în ultimul rând, ultimul punct, mă scuzați, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru curăție și putere spirituală. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, oricum mergem prin harul Domnului nostru Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Altfel niciunul dintre noi n-am putea să stăm în sanctuarul Sfințeniei lui Dumnezeu. Dar atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, înțelept este să stăm o clipă să ne cercetăm viața noastră. Să ne întrebăm, oare ce am făcut eu în ziua aceasta? Oare unde mi-au zburat gândurile, ochii, inima, în ziua care am trăit-o, pe care ne-a dat Dumnezeu? Dumnezeu ne cheamă să ne cercetăm atunci când ne rugăm. Să ne facem puțină liniște, să spunem, Doamne, știu că am greșit înaintea Ta. Și să venim cu smerenie și cu recunoștință și să-i cerem Domnului Iisus Hristos iertare pentru păcatele noastre. Nu trebuie să facem lucrul acesta formal, să spunem, Doamne, iartă-mă că oricum am greșit în fiecare zi, ci să rememorăm, să vedem ce am greșit și să căutăm să schimbăm lucrurile din viața noastră. Apoi, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de cel rău.
dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru există în lumea aceasta, în fiecare zi, în jurul nostru, să nu-l neglijați. Nu e nicio greșeală să zici, Doamne, nu mă duce în ispită, păzește-mă de cel rău, pentru că sunt slab, dar Tu ești tare. Împreună cu Tine pot să-L biruiesc și trebuie să avem parte, avem în vedere această curăție și putere duhovnicească și spirituală de care avem nevoie și să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne dea putere în privința aceasta. Cred că ne apropiem de final în ceea ce privește ideea rugăciunii și învățătura despre rugăciune. Și aș vrea să rămânem cu câteva principii clare, cu câteva îndemnuri clare. Aș vrea să ne analizăm mai întâi, așa cum ne spunea fratele Emi, când vă rugați? Cât vă rugați? Mai întâi să ne analizăm cât ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și am mai spus lucrul acesta și fraților din Șoimeni. Cea mai mare problemă este că ne rugăm prea puțin. Nu greșit. Haideți să ne rugăm cât mai mult. Și Dumnezeu ne va corecta pe măsură ce ne vom ruga noi și ne va călăuzi să ne rugăm și corect și bine. Dacă nu avem rugăciune în viața noastră, nu avem ce să corectăm. Haideți să ne rugăm mai mult. Noi creștinii care suntem pe urmele Domnului Iisus Hristos, trebuie să învățăm de la El. El se ruga nopți întregi în rugăciune, Fiul lui Dumnezeu. Și rugăciunea este, așa cum am auzit, cenușăreasa adunărilor și bisericilor de astăzi. O, astăzi e ora de rugăciune, nu mă duc la rugăciune, nu mă duc la adunare, nu mă duc la biserică. Este doar rugăciune. Și poate e cea mai importantă. Haideți să ne rugăm mai mult, dragii mei. Apoi, haideți să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Să venim înaintea lui Dumnezeu, să-i aducem laudă, slavă, să ne gândim că stăm înaintea Dumnezeului atotputernic, care privește din înălțimea cerului peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva înțelept să-L caute. Stăm înaintea acestui Dumnezeu care are privirea ca para focului, care ne pătrunde până în străfundul ființei noastre, care știe tot ce avem în inima noastră. Înaintea Lui stăm în fiecare zi. El vrea să venim și le spunem, tăticule, ai grijă de noi. Apoi să venim să ne rugăm în primul rând pentru problemele spirituale, să aducem înaintea lui Dumnezeu lucrarea lui Dumnezeu, această lărgire a împărăției lui Dumnezeu. Și pentru noi, pentru copiii noștri, pentru adunare, pentru lucrare, avem atâtea să-i spunem lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând să nu uităm de nevoile noastre personale. Să ne rugăm pentru noi și să ne rugăm unii pentru alții. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dumnezeu ne cheamă să mijlocim unii pentru alții. Sunt momente în viața noastră în care unii suntem mai jos, în vale, și alții trebuie să mijlocească pentru noi. Domnul să ne ajute să avem în vedere rugăciunea. Fără rugăciune nu ne vom putea trezi, așa cum ne spunea fratele Andrei. Fără rugăciune nu vom putea să ne mișcăm pe noi și nu vom putea să mișcăm lucrarea oastei Domnului și nu vom putea să mișcăm pe cei din jurul nostru. Domnul să ne pună pe inimă gândul acesta, să ne rugăm mai mult anul acesta. Să ne cercetăm și eu vă propun, dublați timpul de rugăciune. Nu-i mult, pentru că din 5 minute se fac 10 doar. Dublați timpul de rugăciune. Dacă Ionuț, fratele Ionuț ar spune că dublează timpul de muncă, ar fi grav. Dacă la o firmă crești timpul de muncă cu 10%, deja se vede eficiență. Noi trebuie să dublăm timpul de rugăciune. Și nu-i mult lucrul acesta. Și haideți să ne propunem, dacă ne-am rugat 5 minute dimineața, să ne rugăm 10. Dacă ne-am rugat 3 minute seara, să ne rugăm 6. Dacă ne-am rugat 20 seara, să ne rugăm 40 de minute. Și Domnul să ne ajute să devenim oameni ai rugăciunii, adunarea rugăciunii, pentru că prin rugăciune chemăm binecuvântările lui Dumnezeu, care sunt gata pregătite pentru noi, abia așteaptă să le cerem și El ni le dă cu mână largă și avem putere din partea Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Slăviți să fie Domnul.